În plin scandal cu Liga, după ce echipa nu a fost programată la meciul cu Craiova, tehnicianul Ionuț Badea pare preocupat de alte probleme. Badea crede că totul va fi rezolvat în timp util și meciul se va juca până la urmă pe teren. Amenințat cu demiterea, antrenorul piteștean speră să fie salvat de elevii săi. Este o poziție pe care noi o acceptăm. Încercăm să schimbăm lucrul ăsta prin acceptarea acestui lucru, acestui fapt. Nu consider că avem echipă de ultimul loc. Deși a vrut să transfere pe ultima sută de metri un atacant și un mijlocaș de bandă, Badea a rămas cu mâna goală. Jucătorii propuși de impresari erau prea slabi, iar cei doriți de tehnician costau prea mult. În criză de lichidități, conducerea nu a alocat alte fonduri pentru transferul, mai ales că Badea nu mai e privit cu aceeași încredere ca la început. Au fost propunerii pe care un antrenor profesionist nu le-a putut lua în calcul. Jucători liberi de contract sau jucători care n-au jucat în ultimele 6 luni sau un an, ori s-au opus antrenorii echipelor de care aparțineau, ori conducerea. Elevii lui Badea au programat un meci amical mâine la Târgu Jiu de la ora 18 cu Minerul Motru.